Oare ce caut la magazin și de ce mă duc să iau căruciorul ăsta? Totul e atât de dubios, oare ascund un secret sau ceva de genul ăsta? Nu, frate, sunt doar la magazin ca să-mi fac cumpărăturile, așa că vă rog să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, pentru că astăzi o să vă învăț ceva care este foarte, foarte șmecher. O să vă învăț cum să intrați într-o casă banată. Bine, pentru asta o să am nevoie să mă baneze cineva, desigur. Cred că o să fie destul de greu să fac asta și trebuie să găsesc o persoană mai ciudată. Trebuie să fie un fel de infractor ceva. Ce să-mi iau eu? Nu mai am nevoie de căruciorul ăsta. Cred că o să-mi iau un măr să mănânc. Gata, frate, astăzi mâncăm sănătos. Dar cred că mi-ar plăcea mai mult un măr verde. Ia să vedem. Oh, da, e mai bun mărul ăsta verde. Mai mi-au și o sticlă cu apă ca să nu mor de sete. Și după aceea o să mă duc să caut o casă. Ok, ia uite aici o abonată. Nu știu cum se numește. Hai să scriem aici salutare. Salutare. Bun, hai să mergem să căutăm o casă. Am nevoie de o casă șmecheră. Dacă nu, o să vorbesc cu abonații să-și cumpere o casă. Și stai să-mi iau și o bicicletă. O să-mi iau bicicleta asta. Hai să bugăm viteză maximă și să căutăm o casă. Să vedem dacă reușim să găsim pe cineva care să mă baneze. O să fie destul de complicat, ca să fiu sincer. Adică, cum, o să mă duc direct așa și o să-i zic: panează-mă și pe mine, te rog, nu mă lăsa să intru în casa ta. O să fie ciudat, cred. Ia să vedem dacă fata asta vrea să mă baneze. Deci, cumpără o casă sau ce face aici? Oh, salut! Ia, uite, am intrat un abonat, salutare! Fan Foxy și Houdini, te salut, frate! Hai să scriem aici, salutare! Hai să vedem dacă mă banează tipa asta. Ia să vedem, o să încercăm o chestie. Hai să scriem aici, ban me, please! Hai să vedem dacă mă banează, că sunt curios. Oare mă dă afară din casa ei? Mă dă afară fata sau ce se întâmplă? Nu cred că vrea să mă dea afară, băi. Cică, no! Ok, deci efectiv nu a vrut să mă baneze. Hai să încercăm altundeva. Dar m-a închis în casă. Ce vrei să mă răpești? Dă-mi drumul. Gata, tu, am crezut că mă ține închis în casă. Dar cred că își cumpără fata aceasta. Are numele H-S-T-K-H-D-K-F-D-D-F-B-L-H. Bine, am greșit numele, sincer să fiu. Asta este, adică e un nume cam încurcat. Bine, o să mai încerc încă o dată să citesc numele. H-S-T-K-H-D-K-F-D-F-B-H-G. Ok, sper că am reușit de data asta. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă am reușit să citesc numele. Sunt un mare fan. Mulțumesc, frate, mulțumesc pentru susținere. Și hai să vedem dacă mă banează fata aceasta. Mă banez, eu pălăsă. Oh, nu, nu pot să scriu. What? Ban mi pălăsă. Ia să vedem dacă mă banează. Banează, mă banează, mă banează, mă banează, mă. Păi nimeni nu vrea să mă baneze. Ok, o să intru și o să fur tot. Scriem așa, fur tot dacă nu îmi dai bani. Ok, cred că o să fur tot dacă nu-mi dă bani. O să igolesc casa, nu o să mai găsească nimic aici. Te rog, banează-mă. Păi, dar nu vrea nimeni să mă baneze. Cum dau? Dă-i pe mine, dă-i pe mine și apasă. Bam, gata. I-am explicat. Aoleo, a bubuit și ceva pe aici. Doamne, e periculoasă casa asta, frate. Mă banez eu sau nu? Uite, cineva îmi dă o gogoașă. Păi, n-am reușit să iau gogoașa, serios? Ok, cred că avem nevoie de o altă casă. Cine și ia o casă aici? Hai să vedem. Cine își cumpără aici o casă ca să-mi dea și mie bani? Am nevoie de bani, nu de bani. Nu-mi trebuiesc bani. Ok, faci video. Da, frate. Da, frate, ia să vedem. Da, frate. Da, așa că mă bate tastatura. Bun, nice. Ok, și-a luat Lorena. Banează-mă până nu fur tot. Hai să intrăm aici în casă să văd dacă mă banează. Ban mi până nu fur tot. Scriem așa. Ia să vedem. Hai, mă banează. Oh, mă banat, frate. Ok. Bun, și acum o să încercăm să intrăm cu prima metodă în casă. O să avem nevoie de elicopter și o să vedem dacă putem să intrăm cu elicopterul sus și eventual să aterizăm pe casă. O să încercăm chestia asta să vedem dacă putem. Nu știu dacă o să-mi iasă din prima, dar o să încercăm. Băgăm viteză mare, tuturuturututu, ne ridicăm puțin așa la înălțime. Băgăm viteza mai mică acum, ok.
Și acum încercăm să vedem dacă putem să aterizăm cu elicopterul, să, nu știu, să aterizăm undeva pe acoperișul casei. Ia să vedem dacă funcționează. Chiar sunt curios dacă merge. Nu merge, pe bune? Hai, bă, credeam că o să meargă, frate. Deci, efectiv, elicopterul a trecut puțin, însă se oprește la mine. Ok. Și dacă sar din elicopter? Băi, elicopterul a ajuns! Nu e corect! Mama mia! Eu am rămas aici deasupra și elicopterul efectiv a ajuns. Păi, nu cred. Aparent, metoda aceasta nu funcționează decât pentru elicopter. Eu am rămas tot aici sus. Și ia să vedem dacă reușim cu o altă metodă. Sunt aici, frate. Bun, ok. Ia să vedem. Lorena. Ia să-i scriem așa să vedem. Lorena. Lorena, poate mă ajuți tu. Dă-mi să mă iei în brațe, PLS. Și încearcă să mă duci în casă fără să mă debanezi. Ok, să-mi dea cerere să mă ia în brațe. Sunt curios. Ok, m-a luat în brațe și să vedem dacă mă poate duce. Bui, m-a băgat în casă deși e casa banată. Stai, ce? Și cred că mă poate duce și în interior. Da, frate. Păi, deci, efectiv, eu sunt banat și sunt în casa ei? Hai să scriem așa. Wow. Wow. Chiar funcționează. Și, de exemplu, dacă... Ia să vedem dacă îmi dă drop. Dă-mi drop. Ia să vedem dacă îmi dă drop, rămân în casă, gen? Că sunt curios. Wow, chiar funcționează, frate. Adică, te poate lua în brațe și te poate aduce în casă deși ești banat? Băi, și dacă mi-a dat drop, m-a scos afară din casă. Mamă, deci într-adevăr am reușit să găsim o metodă să intrăm într-o casă banată, ceea ce mi se pare super, super tare. Vreau să mai încerce încă într-un fel, ia să vedem. Încearcă să mă duci, ia să-i scriem. Încearcă să mă duci cu coșul de cumpărături. Cumpărături. Ok, așa, poate merge să... Să scriu așa, da, ia să vedem dacă mă poate duce cu coșul. Băi, dacă mă duce și cu coșul, înseamnă că am reușit, frate. A, nu, cu coșul nu merge. Cu coșul nu merge. Ok, deci cu coșul, cu coșul nu merge. Ia să vedem să mă ia în spinare. Ia-mă în spinare. Să vedem dacă funcționează și în spinare, pentru că înainte m-a luat în brațe, gen. Și a funcționat. Să văd dacă funcționează să mă ia și în spinare. Băi, deci asta cred că e șmecheria. Deci dacă te banează cineva, te poate lua altcineva în brațe și te poate duce. Ah, ok. Mi-a dat. Bun, gata. Oh, ia uite, mă mai lua pe sus. Nice, ia să vedem. Ah, mă poate duce pe sus. Păi, deci funcționează și așa, însă mi se pare că intră puțin mai greu pe ușă, dar efectiv mă poate duce așa. Ce tare, deci te poate lua în brațe, te poate lua în spinare, funcționează, wow, stai să scriem și aici pe chat. Wow, merge și așa, nice. Păi, deci nu ai nevoie decât de un prieten care să te ia în brațe efectiv și să te ducă într-o casă banată. Boi, cât de șmecher. Uite, și dacă sar, mă scoate direct afară. Deci funcționează, hudinașilor, am reușit să găsim cum să intrăm într-o casă banată. Școala ascunde un secret foarte, foarte mare. Trebuie să rămâneți până la finalul episodului ca să vedeți ce o să se întâmple și dacă vreți să descoperiți și voi acest secret, trebuie să faceți exact ce fac eu, însă trebuie să faceți fiecare pas. În primul rând o să mă duc până la școală pentru că vreau să vă arăt ceva foarte, foarte, foarte interesant și o să pun viteza 45 ca să mă mișc mai repede. O să mă duc în interiorul școlii și o să mă duc prin sala aceasta pentru că trebuie să urc pe școală. Aici pe școală există o cameră secretă, dar nu apare, frate, pentru că
trebuie să activezi anumite secrete ca să se deschidă aici o ușă. Știu că pare super, super ciudat, dar chiar există aici o cameră secretă. Dacă o să vă uitați până la finalul episodului, o să vedeți cum se activează. Vreau să vă arăt că nici măcar dacă încercați să vă gliciuiți, nu o să puteți să vedeți camera secretă. O să încerc să vă gliciuiesc aici. Ok, deci dacă mă uit așa în interior, nu se vede să fie nicio cameră secretă. Dar după ce o să activez toate secretele, o să vedeți ce o să se întâmple. Și pentru această cameră secretă am nevoie de cristalele acelea pe care vi le-am arătat într-un alt episod. O să vă arăt oricum totul de la capăt, ce trebuie să faceți ca să ajungeți să luați și cristalele și locația acestora. Deci o să mă duc aici frumușel, o să sar, după care mă duc să activez primul secret. O să apăs chiar aici pe această pagină care are logo-ul agenției. S-a aprins, înseamnă că s-a activat. După care o să mă duc aici în partea de jos, pentru că aici trebuie să activez un nou secret în camera cu raze X, da? Deci mergeți aici la camera cu raze X, după care zbeng apăsați aici pe hârtie și apoi este timpul să mergem să luăm și cartea. Cred că avem nevoie și de carte, dacă nu mă înșel. O să mă duc să o iau ca să fie luată. Nu mai țin minte pentru că sunt foarte, foarte multe secrete, dar mai bine veniți și luați și cartea aceasta. Și dacă ați ajuns aici sus la librărie, apăsați pe carte, iar acum totul este în ordine. Un nou secret s-a activat. După care este timpul să mergem la fermă. Trebuie să mergem acolo în hambarul roșu și să activăm TS level 1. Dacă nu știți ce este acest TS level 1, o să vedeți acum ce trebuie să faceți. Trebuie doar să urcați pe scara aceasta, după care mergeți aici și sus de tot pe acest stâlp, frate, trebuie să existe un buton și să apăsați pe buton, iar TS level 1 o să se activeze. Acum, dacă am activat și butonul acesta, trebuie să plecăm de aici, pentru că nu mai avem ce face în locul acesta momentan și trebuie să mergem la coliba abandonată. La coliba abandonată o să vă arăt un nou buton care activează acele cristale despre care vă spuneam. Și dacă nu știați despre cristale, nu este nimic, pentru că acum o să vedeți cum puteți să le găsiți. Sunt foarte, foarte multe secrete, bro. Băi, deci efectiv sunt o grămadă de secrete. Dacă vreți, o să fac și un episod special cu toate secretele. Mamă, cred că ar fi tare, să-mi scrieți acolo în comentarii. Iar acum, dacă vă uitați aici în partea aceasta, se poate observa un buton. Se observă mai greu, dar dacă apăs pe el, o să se lumineze și o să ne apară aici un mesaj care ne spune că acele cristale care sunt la număr 7 tocmai au fost lansate în Brookhaven. O să fac din nou zi, pentru că eu sunt pe un server privat și o să pun stop la timp, după care o să mă apuc să caut cristalele. Primul cristal se află chiar la spital, așadar o să mă duc către spital. Gata, frate, am ajuns la spital și acum o să sar aici pe ăsta galben, după care zbeng, mai sar o dată și mă duc sus pe scară și undeva în partea aceasta o să avem cristalul. Se vede acolo jos, este destul de mic, dar dacă apeși pe el îți scrie aici că ai capturat energia de la cristalul cu numărul 1. Cristalul cu numărul 2 se află chiar la biserică, așadar o să mergem până la biserică, este și destul de aproape și zbeng am intrat aici, iar cristalul este chiar după ghiveci. Se poate observa destul de bine aici. Dacă apeși pe el, o să-ți apară un mesaj, desigur eu am apăsat din greșeală pe job, dar trebuie să ai grijă și să apeși pe el și o să-ți apară aici o notificare unde scrie că ai capturat energia cu numărul 2. Deci acesta este cristalul cu numărul 2. Cristalul cu numărul 3 este chiar la coliba abandonată.
Poate vă întrebați de ce nu am început cu cristalul acela. Nu am început cu acela pentru că acela nu există, frate. Trebuie să mergi după fiecare cristal exact cum am fost și eu și astfel or să-ți apară toate cristalele. Dacă nu, nu ai cum să deblochezi camera secretă. Și hai să intrăm aici, după care dacă ne uităm la mobilier, avem încă un cristal ascuns aici, super bine. Și zbeng, am luat și cristalul acesta. O să mă urc acum din nou pe hoverboard și o să mă duc să iau cristalul cu numărul 4, care se află chiar aici undeva în partea asta de sus, unde sunt panourile solare și se poate observa până și avionul. Deci acest cristal este între aeroport și panourile solare. Trebuie să vii efectiv aici, ai și semnul acesta ca reper și undeva găsești cristalul. Ia uite-l, frate, ce bine se ascunde. O să apăs pe cristal și am capturat energia cu numărul 4. Mai avem încă 3 de luat. O să mă duc acum frumușel să iau ultimele 3 cristale, pentru că acelea sunt în zona fermei. Deci trebuie să mergem către fermă. O să mă duc pe aici pentru că ajung super repede la fermă și următorul cristal este chiar în partea stângă a fermei, adică la clădirea aceasta maro. Aici se ascunde, este super bine ascuns. O să vă arăt chiar acum locația lui. Trebuie să intrați aici, după care zbeng. După acest balot de fân, frate, găsești cristalul și dacă apeși pe el, capturezi energia cu numărul 5. Acum este timpul să mergem sus, frate. O să urcăm acolo unde este semnul acela cu Brookhaven și pe acolo o să găsim cristalul cu numărul 6, după care o să mergem și la cristalul cu numărul 7 și zbeng, o să terminăm totul. Deci avem semnul aici, trebuie să facem puțin dreapta pe lângă semn și aici undeva în partea de sus avem un nou cristal și cristalul este super bine ascuns aici, așadar o să iau și cristalul cu numărul 6, după care trebuie să mă întorc la fermă. Ultimul cristal se află la fermă, chiar acolo în hambarul cel roșu. Este și acela destul de bine ascuns, ca să fiu sincer, însă nu vă faceți griji pentru că o să știți exact unde este după ce vă arăt. O să sar gardo și zbeng, cristalul este undeva aici sau în partea asta la altă. O, aici era, frate. Uitați și cristalul cu numărul 7 și acum când o să apăs pe cristal, ceva se va întâmpla. O să primesc energia cristalelor și mă teleportează chiar aici pe arcadă, frate, și îmi rămâne și mâna aceasta de foc pentru că practic am acum energia cristalelor. Ce va trebui să mai fac eu? Trebuie să mă duc neapărat acum să mai activez niște lucruri, cum ar fi de exemplu încă un secret aici la spital. O să mă duc să-l activez, este undeva aici în spate, pentru că s-a deschis o nouă cameră secretă după dulap și dacă mă duc aici o să pot să apăs pe bisturi și zbeng, se aude un nou sunet, ceea ce înseamnă că un nou cristal s-a activat. Hai să mergem acum mai departe pentru că mai avem și mai multe secrete pe care trebuie să le activăm. Deci după ce am activat și secretul acesta, este momentul să plecăm de aici, frate. Este momentul să mergem să căutăm și mai multe secrete. Și următorul secret pe care trebuie să-l activăm este chiar la poliție. O să iau puțin tel scara, frate. Am nevoie de scară să mă duc pe aici pentru că ajungi mai repede. Și o să mă urc pe scară și încerc să sar aici, zbeng, am reușit. După care o să intru în camera secretă pentru că am nevoie de card. Trebuie să iau cardul acesta și desigur să mă duc la panourile solare. Băi, frate, stai așa,
M-am blocat aici, gata, am reușit să ies și zbang, ieșim pe aici. Și acum cu cardul acesta albastru trebuie să mergem la panourile solare, care ar trebui să se afle undeva aici în partea de sus. Adică aceasta este o scurtătură, ar trebui să ajung mai repede. Ia să le vedem. Da frate, sunt aici panourile solare și aici la panourile solare trebuie să activăm parola. Trebuie să activăm parola pe care o găsim aici în interiorul acestui loc. O să intrăm aici, o să băgăm parola care este numele, deci fiecare trebuie să-și pună numele lui de pe Roblox. Eu o să-mi pun I am not Hudinașul și acum ar trebui să meargă. O să apăs pe Enter, parola a fost aprobată, după care trebuie să trag și această manetă și să plec de aici desigur. Hai să plecăm frate, acum trebuie să ne întoarcem pentru că mai avem ceva de făcut. Mai trebuie să mergem cred și acolo în camera secretă. Băi frate, de ce nu pot să-mi iau viteză? Ia stai, what? Ce greu mergeam. Gata, acum merge bine. Oh my god, deci efectiv mergeam ca un melc cu bicicleta. Și acum trebuie să mergem în partea aceasta, pentru că mai trebuie, cred, să activez încă ceva. Cred că trebuie să mă duc și în camera aceea secretă de la spital, adică acolo la Quantum Room. Hai să vedem. O să mă duc aici să verific dacă s-a activat un secret. O să sar, boom, după care mă duc să apăs pe butonul albastru. O să scot cardul, apăs pe butonul albastru și acum ar trebui să verific aici dacă există o anumită poză și un anumit mesaj secret, frate. Ia să vedem, apare oare? Nu apare, însă poate dacă apăs butonul acesta totul o să fie în regulă. S-a auzit sunetul? Hopa, m-a teleportat aici. Frate, chiar a funcționat! Mamă, stai puțin, s-a mai activat încă un secret, wow, băi ce tare, deși poza nu era acolo și nici scrisul, aparent am activat încă un secret, oh my god, ceea ce este foarte, foarte șmecher, să urmăriți toți pașii pe care i-am făcut eu, pentru că altfel nu o să vi se deschidă camera secretă de la școală. O să mă duc acum la primărie, pentru că la primărie va trebui să mai activăm încă un secret. Deci intrăm aici la primărie, după care mergem în camera aceasta și aici trebuie activată maneta din stânga, cea cu voltajul mai mare. Dacă ați activat maneta aceasta, este totul în regulă și acum dacă ne ducem la școală, ar trebui să funcționeze. O să intru în școală și o să mă duc acolo sus pe acoperiș și vreau să văd dacă am reușit să deblochez camera secretă. Totul ar trebui să fie în regulă în momentul ăsta și stai așa, nu mi-am luat pătuțul, ok, și s-a deschis camera secretă, frate, mamă, deci dacă mă apropii se deschide automat camera asta secretă, wow, cât de tare, băi, deci a funcționat și uitați-vă aici cum arată această cameră. Mai avem aici încă o notiță. Stați așa să-mi pun repede-repejor o lanternă. Deci am nevoie de o lanternă și hai să vedem ce scrie aici. Băi, un mesaj de la domnul Brookhaven și scrie ceva de genul: noi învățăm la școală în timp ce creștem și numerele ne învață pe noi unde să mergem. Semnat domnul Brookhaven. Mamă, cât de tare, frate! Și dacă vă uitați aici, există cristalele pe care le-am colectat. Wow, cât de șmecher! Și mai avem aici încă un buton. Dacă apăs pe butonul ăsta, se aude ceva. S-a auzit ceva? Și aici putem să schimbăm noi cifrele?
Mamă, cât de tare! Deci totul este ok, frate, funcționează. Vreau să mai testez ceva. Am auzit că în școală există codul secret pe care îl poți folosi acolo sus, în acea cameră. Și vreau să văd dacă este adevărat. Se spune că undeva după ghivecele acestea se află codul. Hai să ne uităm după toate ghivecele, să vedem și aici. Poate găsim codul secret, frate? Ia să ne uităm. Bă, nu se vede să fie niciun cod secret. Mamă, poate trebuie să activezi și alte lucruri ca să apară codul secret. Dacă credeați că totul se termină aici, hudinașilor, no, stați așa, trebuie să vă mai arăt încă câteva secrete. Poate reușim totuși să deblocăm codul din spatele ghivecelor. Așadar, o să mă duc chiar acum frumușel către fermă ca să iau din nou cardul. O să avem nevoie de card, dar aș putea să mă opresc și aici, frate, pentru că la spital mai există niște butoane secrete, cum ar fi acesta, bro. Chiar aici, sub masa aceasta de operație, avem un nou buton secret și dacă apăs pe el, zbeng, luminile se aprind. Cât de tare, bro! Băi, și pe lângă asta, dacă te duci acum și te așezi pe scaunul acesta cu slime, ia uite ce se întâmplă! Îți cade slime-ul în cap, frate! Mamă! Deci, într-adevăr, se făceau experimente și dacă mă pun și pe scaunul acesta, apare cheița cea ciudată. Băi, e prea tare, bro. Deci sunt foarte, foarte multe secrete în Brookhaven-ul acesta din zilele de astăzi. Hai să mergem acum repede până la fermă, pentru că vreau să mai iau și cartela, să văd, poate cartela secretă o să mă ajute să descifrez acolo codul, bro. Să pornesc și eu acolo camera aceea ciudată. Vreau neapărat să aflu codul de acolo. Opa, este 8:13, am nevoie de lopată. Oh my god. Stai așa să mă pun aici să dau cu lopata. 8:20. O să vină chiar acum cartela la hudinașu. După 8:30 o să pot să iau cartela. Haide, haide carteluță, că vreau să mă duc să activez efectiv totul. Și vreau să văd dacă o să funcționeze. Opa, ia uite băi, am cartela și acum pot să vă arăt ambele cartele. Deci seamănă cu cea albastră, însă este verde. Și hai să mergem acum cu această cartelă la baza criminală a agenției, să o punem acolo și să vedem dacă așa reușim, frate, să aflăm codul de la școală. Este cel mai probabil un secret ce trebuie activat, însă nu știu exact ce secret, frate, pentru că sunt atât de multe secrete încât chiar nu știu pe care trebuie să îl activez. O să mă duc aici super super repede să văd dacă o să reușesc. Opa, hai să sting becul aici, o să-l sting pentru că sunt anumite secrete care funcționează doar dacă stingi becul. O să aprind și luminile acestea, după care o să pun și aici cartela și acum ar trebui să se audă sunet. Ne scrie aici că această cartelă a fost activată și aș putea acum să mă întorc easy peasy, fără nicio problemă, și să verific, să văd dacă apare codul la școală. Ar trebui undeva acolo în spatele ghivecelor să apară codul și ar trebui de fapt la ghiveciul din stânga, frate. Ok, hai să ne uităm să vedem. Încă nu apare. Serios, băi, deci nu vrea să meargă codul ăsta. Hai să mergem să mai încercăm să mai activăm încă câteva secrete, pentru că mai avem anumite secrete undeva chiar la motel. O să-mi iau o cameră de motel și o să mai activez acolo câteva dintre secrete și poate, poate o să apară. Bun, iau căsuța asta și acum vreau să mă duc aici. Vreau frumușel să iau cartea asta și să apăs acum pe tablou.
dacă am apăsat pe tablou, s-a auzit un nou sunet și desigur acum a apărut un nou buton chiar aici după această noptieră. Dacă apăs pe buton, se va aprinde și se va auzi un sunet. Vreau să mă duc din nou să verific, să văd dacă totul este în regulă și dacă avem codul. Oh my god, sper să apară codul, frate. Sincer vă spun, adică am activat o grămadă de secrete. Nu a apărut nici acum. Hopa, hopa, hudinașilor, stați așa. Am căutat mai bine prin toată școala și aparent nu trebuie să apară codul doar la ghivecele de sus. Deci mă uitam așa frumos și am verificat toate ghivecele și uitați-vă ce am găsit. Deci codul poate să apară oriunde în școală. Și dacă mă duc aici la ghiveciul acesta, am în spate codul secret, bro. Oh my god. Nu știu dacă trebuie neapărat să faceți și celelalte secrete pe care le-am făcut după ce am deschis camera secretă de la școală, însă să le faceți neapărat dacă vreți să fiți 100% siguri că o să apară codul. Și codul meu este 93221, deci acest cod se va schimba de fiecare dată. Cât am zis 93221, da frate, e bun, am ținut minte. Și acum trebuie să mă duc în zona aceasta, da, pe aici, bun, să urc din nou pe scară și să pun codul, să văd ce o să se întâmple, frate. Nu-mi vine să cred că o să reușesc să activez camera secretă. Wow, cât de tare. Deci am intrat aici, o să pun 9. Hai să vedem în partea stângă, după care am 3, după care am 2, încă un 2 și un 1 și trebuie să apăs pe buton. Da, frate, mamă, ce se întâmplă? S-a aprins aici totul. Și ce e cu portalul ăsta? What? Seamănă cu portalul care apare atunci după ce spargi cutiile ca să apară portalul cel mare. Oh my god, cât de tare, frate. Mamă, și mi-a dat niște coordonate. Oh my god, scrie aici că au fost aprobate coordonatele și scrie A paranteză X1,Y1 și B paranteză X2,Y2 paranteză. Wow, din păcate nu poți să intri în lumina aceasta, în portalul acesta și să te ducă undeva, dar cu siguranță încă ceva s-a activat în Brookhaven, frate, încă un secret gigantic. Am pregătit niște TikTok-uri super interesante. De-abia aștept să văd dacă sunt adevărate sau dacă sunt fake. Așadar, o să pun primul TikTok pe ecran chiar în această clipă. Opa! Și putem să observăm faptul că scrie aici cum să îl găsești pe domnul Brookhaven și cică este un nou hack pe Brookhaven, adică chiar funcționează, chiar sunt curios. Hai să vedem ce ne arată această fată. Începe să meargă spre mall și cică trebuie să mergi până la locul unde te poți uita la filme, la cinema, adică. Hai să vedem dacă reușim și noi să ajungem acolo. Stai așa că trebuia să plătesc această pungă de chipsuri. Babă, că ieșeam așa cu ea. Perfect, gata, am pus chipsurile în plasă, să scot bonetul, să plătesc așa frumușel, gata, și acum pot să-mi iau punga de chipsuri și să plec liniștit. Și trebuie să mă duc până la acest cinema. Ok, am ajuns la cinema, acum hai să văd ce trebuie să fac mai departe. Cred că a început ploaia, așa se pare, aud acolo pe fundal ceva ploaie. Da, băi, și tună tare rău de tot. Hai să-i dăm play. După ce ai ajuns aici, trebuie să faci în felul următor. Trebuie să te duci și să scrii acest cod, dar înainte de asta parcă mai scria ceva. Trebuie să apeși pe lumina verde de 3 ori și după aceea să scrii codul acela. Super interesant. Chiar sunt curios dacă funcționează. Deci mă duc în camera aceasta, apăs pe lumina verde de 3 ori,
1, 2, 3. Ok. Și acum trebuie să pun codul secret. Ia să vedem care este codul. 10, 3, 8, 9. Hai să vedem să-l introducem și după aceea sunt curios dacă se întâmplă ceva. Deci 10, 3, 8, 9. Dau iarăși pe play. După ce am băgat codul, trebuie să mă duc la etajul următor. Și aparent trebuia să găsesc acolo un card. Hai să vedem ce trebuie să mai fac aici, că parcă scria ceva de un card. Trebuia să mă duc în zona aceasta. Da, aici trebuie să mă duc. Exact, perfect. Trebuie să iau un card de pe masa aceea și e cardul cel albastru. Sincer, n-am văzut niciodată un card aici. Băi, nu e niciun card, stai puțin. Mamă mia, ce întuneric este. Hai să-mi pun o lanternă să văd. Poate nu văd eu bine. Băi, nu e niciun card. Este doar un microfon, frate. Serios. Deci doar microfonul ăsta există. Cardule, unde te ascunzi? Hai să mă prefac că am găsit cardul pe masă. O să mă prefac că l-am găsit pe masă și l-am luat așa, gata, cardul acesta era pe masă, ok, și o să văd ce trebuie să fac acum cu cardul. Deci după ce am luat cardul, trebuie să mă duc într-un anumit colț. Ia stai așa puțin, trebuie să mă duc în acest loc secret. Și locul acesta secret unde este, frate? Cred că știu unde este locul secret. Ia stai să văd dacă este acolo unde îmi amintesc eu. Trebuie să ies de aici și trebuie să mă duc aici la zona aceasta de modeling. Și acolo undeva ar trebui să fie locul secret. Ia stai puțin așa să văd. Deci trebuie să mă duc exact aici. Da băi, ăsta e locul secret. Și avem și un mesaj aici de care nici măcar nu știam. Scrie Bugstra sau Bugstra was here. Ok, și pot să apăs sau pot să fac ceva? Și băi, stai puțin! S-a dus acolo și l-a găsit pe domnul Brookhaven. Însă l-a găsit pe domnul Brookhaven cel malefic. Doamne, dacă nu știați, aceasta este versiunea malefică a domnului Brookhaven. Este domnul Brookhaven fără față și are și niște cornițe. Băi, cât de creepy. Mamă, și acesta a fost TikTok-ul? Păi și cum mă teleportez acolo? Stai puțin, am ajuns aici. Nu pot să intru? Stai așa, că am o idee. Poate pot să intru cu un sac de dormit. O să încerc să pun sacul aici și o să încerc să mă strec cor înăuntru, dar nu prea pot să-l fixez, ceea ce e puțin cam ciudat. Mi-l pune așa mai strâmb. Ok, stai să mă uit. E ceva aici? E o cameră secretă, frate? Da. Ah, nu e o cameră secretă, băi. Credeam că e o cameră secretă. Dar de fapt pot să ajung aici fără nicio problemă. Ok, mare țiacă ce mi-am luat. Am zis, mamă frate, chiar am descoperit camera secretă. Deci aparent acest TikTok este 100% fake. Nu funcționează. Nu te teleportează la domnul Brookhaven. Opa, și avem TikTok-ul cu numărul 2. Hai să vedem, pentru că acesta presimt eu că va fi mai nebun decât celălalt. Hai să mergem să ne luăm casa aceasta. Deci trebuie să-mi iau rapid o bicicletă și trebuie să mă deplasez la un loc pentru ca să îmi iau bicicleta albă, pentru că îmi place super mult, viteză maximă, și hai să mă duc să îmi iau o căsuță. Cu siguranță o să găsesc aici sus un loc liber. Presimt eu că o să găsesc un loc liber aici. Babă, toate locurile sunt ocupate. Ba, nu uite aici, am găsit un loc unde aș putea să-mi iau o casă. Și trebuie să-mi iau, stai așa să-mi scot patul, trebuie să-mi iau casa asta, da? Dacă nu mă înșel, stai așa să mă mai uit încă o dată la TikTok. Casa este, da, e casa aceasta. Bun, perfect. Ok, deci avem casa aceasta pe care trebuie să o iau. Și acum ce trebuie să fac mai departe? Trebuie să intru și trebuie să mă duc jos la subsol unde e piscina. După care trebuie să mă fac mic de tot. Deci trebuie să mă duc la piscină și apoi trebuie să mă fac mic, mic, mic de tot. Hai să intru, trebuie să cobor pe aici
Și aici este piscina. Bun, după care mă fac cât de mic se poate, de 0.4. Și acum trebuie să fac următorul lucru. Trebuie să-mi iau un sac de dormit și trebuie să-l pun jos de tot. Ok, și trebuie cumva pus în perete din ce văd. Și trebuie să mă gliciuiesc acolo. După ce m-am gliciuit, băi, a ajuns pe partea cealaltă și poate să înnoate sub hartă. Mamă, ia uite, e în afara hârții. Băi, deci dacă funcționează TikTok-ul ăsta, frate, stai să las așa să văd cam pe unde o pus sacul de dormit. Deci te poți griciui și poți nota în afara hărții. Mamă, dar e prea greu să găsesc o imagine care să-mi arate mai bine ce trebuie să fac. Hai să vedem. Deci m-am făcut destul de mic, îmi iau sacul de dormit și trebuie să îl pun cumva pe aici. Însă trebuie să-l pun așa în afară. Gata, am reușit acum. Și m-am gliciuit. Băi, funcționează. Sunt în afara hărții, frate. Oh, nu, am căzut. Nu pot să cred, am căzut, bro. Însă chiar funcționează 100%. Aștept să mă reseteze, după care o să mă întorc înapoi la casă, pentru că vreau să mai încerc încă o dată. Stai așa să-mi iau bicicleta. Uite ce micuț sunt acum. Ce-mi place cum conduc eu bicicleta fără să pun mâna pe ghidon. Mamă, mi se pare superb. Și nici măcar ajung la pedale. Cât de amuzant e. Ok, gata, am reușit să ajung. Și hai să mai văd încă o dată. Băi, deci funcționează 100%, da? Deci ne putem vedea aici. Trebuie să mă duc doar în sus, gen. Uite, bă, da, mă. Mamă, uitați-mă. Înnot și sunt în afara hărții. M-am gliciuit și practic sunt în apă. Însă în același timp sunt și în afara hărții, adică chiar sub hartă. Băi, cât de șmecher. Ia uite cum înnot eu aici. Mi se pare super, super tare. Deci aparent am avut un TikTok fake și unul real. Cam acesta a fost episodul Hudinașilor. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!